Salutare YouTube, aici Alex, vă prezint un nou video de Minecraft. Acesta va fi un review al modului Carbon, care este super tare, vă dă tot ce vă trebuie, credeți-mă, adică are să vă facă stacurile mai mari, să puteți călări animale sau chiar mobi, puteți face mobi. Deci hai să-i dăm drumul. Primul mod este 64 item drop, care când spargeți un bloc, în loc să vă dea o singură bucată din acel bloc, vă dă 64, ceea ce vă ajută foarte tare, dar dacă că găsiți iron sau din astea oruri, aveți, trebuie să faceți bloc, de diamond block sau din astea, pentru că altfel nu vă dă 64. Hai să trecem la al doilea. Săgeți nelimitate. Acesta aveți nevoie de un arc și o săgeată. Pardon, le puneam la loc. Arc și săgeată, să vi le arăt. Deci, vedeți săgeata, eu trag și săgeata rămâne acolo. Vedeți? Și primesc încă una, dacă mai o trag. Animal Farm. Pentru asta aveți nevoie de un Nether Reactor Core, care este, știți cum se face, eu am peste 255, nu, peste 100, pardon. Aici e. Mie îmi place să pun un bloc sub el, că altfel pe majoritatea animalelor spawnate le bagă sub pământ. Așa. Deci aici farm animal, vă alegeți ce animal vreți, puteți chiar și mob, zombie, pig zombie, spider, skeleton, creeper, preferabil nu, cam ca atât de faină. Hai să zicem sheep. Da, o să merg un pic mai prost după ce spawnează câteva, că o să fie cam multe, dar le omor eu, că am sabia la mine. Așa, imediat dacă așteptați un pic, o să spawneze niște oi. Și cum spawnează câteva, eu îl închid, că n-am chef să meargă prost, dar cel mai bine punem Instamine. Acest mod vă lasă să minați ca pe creativ, așa că mie mai simplu să opresc asta și v-am arătat încă un mod mai repede. Bun, tu ieși. Ieși? Avem un mod pentru omorârea lor. Desigur, aveți mod pentru orice cu carbon. Bun, următorul este God Mode. Cu ăsta sunteți nemuritori, adică oricine vă atacă, dacă cădeți de oriunde, orice s-a întâmplat, nu mai muriți. Bun, pe ăsta îl păstrez că îmi place. Instamine, Instakill, este mod de care vă ziceam. Cum loviți, omorâți pe loc. Uitați și tumori. Bun. Acum, ce mai e? Pe ăsta îl scoatem. Hai să scoatem și pe ăstea. Infinite Items, acesta zice că l-a scos din cauza griffingului. Uitați. Removed because of griffing. Deci nu-l mai puteți folosi, nici n-am prins să aflu ce face. Acesta, aoleu, da, nu contează. Acest mod vă lasă să aveți în loc de 64 un stack, să aveți de 255, așa că uitați. Arunc 64 și din coace vedeți 99+. Deci cresc până la peste 255. Și pentru saddle up trebuie, așa, întâi loviți un animal sau ce vreți să călăriți, apăsați pe mod, ieșiți și gata, îl călăriți. Problema e că nu puteți controla acel animal. Vedeți? Nu merge. El merge după cum vrea el, după cum vor mușchii lui. Jim ajunge. Da, așa îl cheamă pe porcul meu, Jim. Bun. Și tu aia, n-am nevoie de cam de eu. Poc, poc. Bun, deci cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dar dacă vreți să pun un tutorial cu cum să instalați modul și să vă dau
asta adresa modului. Dacă strâng 100 de like-uri, voi pune un video cu tutorial și adresa. Deci, mulțumesc și la revedere!